Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dorim să-i salutăm pe această cale pe toți iubitorii de frumos care sunt pe recepție. Iubitorii de frumos sunt peste tot în jurul nostru, chiar și la tribunal, unde judecă petiții și reclamații, onorată instanță. Dacă sunteți iubitoare de frumos, yes, vă salutăm. Un pășcănean amendat de poliția locală că și-a reparase gardul fără autorizație. Auzi, anarhie în România, e posibil așa ceva? A fost iertat de judecător, care a apreciat că lucrarea, citez, are un aspect plăcut, rezonabil. Plăcut, rezonabil. Adică nice. Nu e plăcut să dai pe spate de emoție când îl vezi, este rezonabil de plăcut, se dar încadrează suficient de rezonabil ca să se anuleze amenda, că a fost anulată amenda de 1000 de lei aplicat omului, dar ce se întâmplase? Ce se întâmplase? Omul își cumpărase o casă în urmă cu 7 ani, a tot reparat la ea cât a putut, a lăsat gardul la urmă. Gardul care, potrivit declarațiilor lui, citez, era într-o stare avansată de degradare. Și s-a apucat și de gard când a putut, în septembrie anul trecut. A făcut fundație, tencuială decorativă, stâlpi din metal și plasă să fie lucrare trainică. Dar, la începutul lunii noiembrie, anul trecut, un agent al poliției locale Pașcani a constatat că Sorin G. își construise un gard nou fără a deține autorizație de construire. Aoleu. Nu permit, mă înțelegi? Poliția fusese sesizată de un vecin al contravenientului. Vigilent. Iar Sorin G. a primit o amendă de 1000 de lei. O, ce ranchiu, nu e posibil. Omul cu gardul a recunoscut că n-avea autorizație, a explicat că nu s-a dus după acte pentru că familia nu era vaccinată anticovid și a fost frică să umble pe la ghișee. Ceea ce este o motivație plăcută, rezonabilă, corect, după părerea mea. N-a contat, a luat amendă, s-a supărat, a contestat în instanță, judecătorii i-au dat avertisment, au anulat sancțiunea inițială, i-au cerut să-și facă ordine în acte, omul s-a angajat că o să-și facă, toate bune și frumoase, dar sentința, citez din ziarul de Iași.ro, a fost contestată de poliția locală Pașcani și apelul a intrat joi, pe rolul, joia trecută, pe rolul tribunalului. Mă, de ce a contestat poliția locală? Nu înțeleg care, ce ai, mă, nene, dacă... E chestie de gust. Probabil că cineva a considerat că da, gardul nu e rezonabil. Simțul artistic al șefului poliției locale Pașcani s-a simțit jignit. Da, da, da. Adică de... așa cum Seico al nostru a jurizat mai devreme, da, știi? Și a ales, da, un câștigător, la fel și aici. Da. Judecătorul a spus, doamne, e frumos, e plăcut rezonabil. Plăcut rezonabil. Asta a spus, nu e neplăcut și nerezonabil, asta a zis șeful poliției și au contestat. Lăsați-l, mă, frate, ce aveți cu el? Aveți bani de pierdut? Că șeful se duc poliției, mă gândesc că au făcut și o comisie. S-a că făcut comisia? Sunt convins că au făcut o comisie. Bă, adică n-au luat o decizie așa, pur și simplu. Cu ce lucruri își pierd timpul? Bun, hai să zicem că amenda asta e, a sesizat cetățeanul, nu poți să te opui. Când sesizează cetățeanul, trebuie potrivit legii să acționezi. Asta, gata, gardul, amendă la om. S-au dus în instanță, da? Că a contestat om. Acum că au pierdut și ăștia ranchiuri și am pierdut, nu. O să-ți demonstrez eu că gardul ăsta nu e plăcut rezonabil. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.